Situație complicată la Bălănești după ce firma care a realizat o parte din lucrarea de canalizare a dat faliment, iar greșelile de execuție afectează în prezent mai multe proprietăți, oamenii sesizând de la Garda de Mediu până la primărie. Supărarea localnicilor crește atunci când sunt precipitații, iar apele uzate ajung pe proprietatea lor, afectându-le nu numai terenurile cu un miros pestilențial și reziduri, ci și fântânile. Nu curge, dacă îmi plouă. Cum e acum? Da, cum e vremea acum, așa e. Și cu ce vă confruntați? Vă intră apa asta? Păi da, intră apa, uite, intră apa, se duce până acolo sus. Și la omul ăsta, la deal, tot așa. Și ce vi s-au explicat? Ați încercat să vorbiți? Nu știu, eu n-am fost, a fost băiatul ăsta, nu știu, eu n-am fost. Vorbiți cu el, că poate el știe. Și vă nemulțumește situația asta? Păi doamnezi că nemulțumește, că avem apă în curte. Avem apă. Și problema asta cam de când? De cât timp? De când a pus ăsta aici? Adică de atunci. Cât? Păi nu știu cât timp un e. An, un an, doi, cred că trei, nu știu. Și de fiecare dată când plouă? Când plouă, așa vine apă. Dar să vedeți cum vine, curge, hai de mine să umple. Și ce faceți? Cum combateți? Nu uite șanță să curgă apă. Uitați-vă ce e aici. Cam de la un kilometru de acolo, vin toate, cred că toate veciurile sau ceva cu băile, tot pe canalul ăsta. Și n-are unde să scurcă decât să începe pe părăul ăla, să duce în Maradia. Și când se călzește, piroasă. Și deci apa este infestată cu siguranță? Absolut infectată. Că dacă n-ar fi, nu s-ar provoca miresul ăsta. Care se vede, dacă treci pe mine, șosele să simte. Fică... Cum vedeți să se rezolve situația asta? Cum o vedeți rezolvată? Păi să termină canalizarea. Și chiar dacă termină, vedeți, de la podul ăla în sus, e pantă. Cum o să împingă până la cota de sus, de la biserică? Nu are decât prin pompe. Și pompele astea consumă foarte mult. Și ne afectează, pe urmă, la bani. Deci asta e o lucrare făcută cam fără judecată. Că dacă ar fi fost făcută ca lumea, ar fi fost făcută la diferența de nivel. Și așa, canalul nu are scurgere acolo până la pod. Deci apa stă mai mult pe șanță. Că dacă era făcută la nivel de scurgere, se scurgea. Și de asta, dacă ar curge, măcar nu s-ar mai propaga mirosul. Dar ce le cereți celor de la primărie? Ce ar trebui să facă în situația asta? Să împace și capra și varza? Să revendice proiectantul lucrarea. Că altfel nu se rezolvă. Noi i-am spus la început că nu o să aibă curgere canalul ăsta dincolo. Și zic că nu, că cel mai nu ne pricepem. Nu ne pricepem, dar ne dăm cu părerea. Unii de teamă că se pot îmbolnăvi nici nu mai folosesc fântânile de pe proprietatea lor, ci iau apă de peste drum, în timp ce alții se supun riscului de a consuma apă contaminată, spunând că nu au alte soluții. Nu am mai venit, eu știu. Sunt vecinii care au probleme cu apa, le vine în curte de acolo. Acum nu am mai fost ape mari, dar... În urmă ai venit, nu știu, că n-a venit niciodată de când s-a făcut. Este o fântână puțin mai jos și oamenii nici de acolo nu mai au de când s-a făcut rețeaua asta de canalizare. Aveți idee de ce? Nu știu. O venit cumva că spăraie pe aici, dar n-a mai venit de când n-a mai plouat mult, așa n-a mai venit apă mare. Și dumneavoastră aveți fântână în curte și cărați apă de peste drum? Aveam și la pompă, da. E mai bun așa la fier fasole, la... Am înțeles. Da. Cu canalizarea nu ați avut probleme? Nu. V-ați racordat? Da. Dar nu vă e frică că se poluează de la apele astea uzate? Da, de ce le-a făcut o voi acolo? De ce i-a făcut băgăză, baza conie? De un colo de treabă și are numai apă acolo. Păi asta e. Cum vă împăcați cu situația asta? La dumneavoastră nu ajunge apa aia uzată? Ei, nu ajunge. Păi merge pe supământ pe oriunde. Și nu vă e frică să mai luați apă din fântâna asta? Nu vă gândesc? Dar de unde se ia apă? De unde se ia apă? Asta a fost fântâna de nu știu câți ani. Și acum s-o scoate, făcut pe dracu aceea, așa, și să-mi infunde fântâna. Am înțeles. Mai vin oamenii să ia apă sau sunteți... Oamenii care sunt iau apă, care sunt aceia și iau apă. Nu le-e frică? Și eu tot de ce iau, eu tot de ce beau. Tot deci, aici n-are cine să fie, din la vale n-are cine, dincolo n-are cine. Eu și cu asta peste drum și vecinul ăsta, dacă mai poate să mă ia și el câteodată câte o găleată așa. Dar ați văzut ce se întâmplă peste drum? Vecinul este aproape tot timpul inundat.
Păi da, și eu ce să-i fac? Ce să-i fac eu? Mă uși eu la el și el la mine. Și am spus de atâtea ori, mă, Virgilie, ce faci numai? Ce să fac? Nu fac nimic, mă ușor. Am fost la sfat, am vorbit cu ei și am zis că... Cum vedeți să se rezolve problema asta? Cum o vedeți rezolvată? Păi bine, să ia, am primit. De ce i-a dat voie să sedească acolo? V-a întrebat cineva ce să facă acolo? Nu întreba nimeni nimic. Au făcut ei de capul lor așa. Localnicii dau vina pentru toată problema pe o stație de pompare nefuncțională până în momentul de față, ce este legată la canalizarea, nici ea funcțională în totalitate. La fiecare ploaie, canalizarea se umple cu apă pluvială și antrenează apele uzate cu dejecțiile de la cei racordați către stația de pompare, care este situată sub nivelul gurilor de canal. Stația de pompare, mai spun cetățenii, este amplasată pe domeniul public, iar când se umple, deversează dejecții și ape uzate pe suprafața proprietăților private din vecinătate. Ei. Localnicii au sesizat problema nu doar la primărie, ci și la DSP și la Garda de Mediu, comisarii venind în control. De cum să nu mai zic? Să-l desfacă de ce? Să-l pună altul în altă parte. Credeți că e chiar așa de ușor? Păi da, acum, da, de aici nu e ușor că se chinuie atâtea persoane. Păi asta zic, mie, nu de asta mie, hai că cu apa te împaci. Dar mie mi-e de boală, de păi fântână, boală, că bei apă, de asta e infectat. Dacă aruncăm și mizei în nena, dar de ce? Păi asta vă zic. Eu cred că fata aceea asta vine de la deal de departe, cred că, mizeria asta. Primarul comunei Bălănești a trimis la fața locului noul constructor și viceprimarul și a dat asigurări că firma care a preluat lucrarea de canalizare va remedia rapid problema care se datorează unei greșeli de execuție a societății de construcții intrate în faliment. Cum încercați să rezolvați problema? În urma sesizării făcute de către cetățenii respectiv, la sfârșitul săptămânii trecute s-au deplasat reprezentanții Gărzii de Mediu, unde împreună cu aceștia am adus la cunoștință actualului constructor situația care este de fapt la fața existentă, urmând ca în perioada cea mai scurt următoare constructorul să vină să remedieze această problemă. Doar că constructorul venea la treabă, chiar am discutat personal cu dumnealui această speță și mi-a promis în funcție cum se îndreaptă anotimpul, va veni urgent și va rezolva această problemă. Are cunoștință de această defecțiune în execuție, nu este datorită actualei firme care execută restul de execuție, este o greșeală de execuție din trecut, de către firma care a fost, care a falimentat, urmând ca această problemă să se remedieze în cel mai scurt timp posibil. Edilul local a menționat că problema va fi remediată în cel mult o săptămână, noua firmă care se ocupă în prezent de lucrarea de canalizare, angajându-se să remedieze eroarea făcută de fostul constructor. Edilul a menționat că înțelege nemulțumirea cetățenilor afectați cu mențiunea că lucrurile vor intra în normal în scurt timp. La Bălănești se lucrează la rețeaua de canalizare noul constructor, ridicându-se la nivelul așteptărilor autorităților locale.